În această seară aș dori să pornesc de la o întrebare retorică. Este clar? Este totul clar sub lună? Pentru cei care sunt îndrăgostiți de natură, fie că este zi, fie că este noapte, semnătura creațiunii lui Dumnezeu se poate admira la orice oră. De când omul a abdicat de la poziția sa de suveran al pământului, punând la îndoială caracterul lui Dumnezeu, acolo, undeva în Eden, în fața pomului cunoștinței binelui și răului, omul s-a schimbat pentru totdeauna. Și pericolul de a ne închina făpturii în locul făcătorului a existat în mod permanent de atunci încoace, ca o boală aproape incurabilă. Ăsta este subiectul din această seară, care se vrea a fi, de fapt, o strigare care are drept scop trasarea unei frontiere între admirație și închinare, între admirația pentru natură și tendința pe care omul o are de a venera natura. Este, să știți, dragii mei prieteni, frumos să admirăm creația lui Dumnezeu, fără însă a face greșeala fatală de a îl elimina pe Dumnezeu în naturii din ecuația prezentă. Deci natura are menirea de a ne conduce mintea la Creator, la Dumnezeu, nu la ea însăși. Natura nu ar trebui să conducă omenirea la un divorț irreversibil față de Dumnezeu. Ei, acești conducători ai lumii, s-au pus proprietari pe o planetă care este doar dată cu împrumut. Și când va veni stăpânul acestei planete, ce va face el oare acestor oameni cărora li s-a încredințat proprietatea? Vineri seara, doamna Kamala Harris, vicepreședinta acestei țări minunate, a susținut în discurs la Coppin State University din Baltimore, Maryland, unde a descris planul, mă rog, Partidului Democrat, de a reduce la jumătate emisiile de gaze cu efect de seră. Când investim în energie verde și mașini electrice și când vom reduce populația, mai mulți dintre copiii noștri vor putea respira aer curat și vor putea bea apă curată, a spus dumnea ei. Sigur că gafa a fost justificată de faptul că distinsa doamnă trebuia să spună poluția, nu populația. Dragii mei prieteni, că a fost o gafă, că n-a fost o gafă, declarația a fost făcută și oamenii o judecă ca atare. Când investim în energie verde și mașini electrice și când vom reduce populația, mai mulți dintre copiii noștri vor putea respira aer curat și vom putea bea apă curată. Cine murdărește apa? Omul. Cine consumă apa prea multă? Omul. Hai să scăpăm de om ca acești copii ai noștri să poată bea apa asta curată pe care o murdăresc cei 8 miliarde de oameni, nu? Bineînțeles că după o astfel de declarație, cineva trebuia să șteargă vinul vărsat din greșeală de ospătarul care a venit să transmită informația. În transcriptul oficial al discursului de la Casa Albă, cuvântul populație este tăiat și înlocuit cu cuvântul poluare, pe care Harris trebuia să-l spună. Casa Albă a fost contactată pentru comentarii suplimentare. Dragii mei prieteni, această justificare e mai rea decât declarația în sine. Și să vă spun de ce. Păi asta confirmă că expresia depopulare a fost acolo, în transcript, din moment ce a trebuit să fie înlocuită. Ce ziceți dumneavoastră? Și dacă a fost acolo, de ce a trebuit să fie acolo și de ce a trebuit să fie tăiată? Și cel care a făcut transcriptul a făcut și el o gafă, exact cum doamna Kamala Harris a făcut gafa? Înseamnă că cel care a făcut transcriptul a produs sau a făcut o gafă de scriere, așa cum doamna Kamala Harris a făcut o gafă de vorbire. Întrebarea mea este: de ce totuși cuvântul depopulare a fost în transcript? De ce a fost tăiat jos? De ce a fost tăiat? Nu? Marked out, cum zic ei. Și de ce totuși doamna Kamala Harris a citit cuvântul tăiat și n-a citit cuvântul care a fost sugerat? Este totul clar sub luna doamnei Kamala Harris? Știți, adevărul are în genere doi dușmani. Dușmanii declarați, cei din afară, și dușmanii nedeclarați, cei din lăuntru, adică ipocriții din interior. Acum să lăsăm pe dușmanii de afară și să discutăm despre dușmanii din lăuntru.
Zilele acestea mi-a fost distribuit și mie, ca și dumneavoastră probabil, un videoclip în care o distinsă doamnă pleda, zic eu, într-un limbaj destul de grafic, un nou concept calendaristic și o nouă versiune de a ține ziua de odihnă într-o manieră diferită de ceea ce știam sau de ceea ce noi am fost învățați până acum. Această distinsă doamnă, față de care am tot respectul, pune tunul pe mai tot ce se poate numi adventism. N-am fost neapărat bulversat de mesaj, de subiect în sine, ci de maniera de livrare a acestui material. Spunea dumneaei că din cauza că suntem, citez, prea picați în freză, nu putem procesa o astfel de noutate teologică, nu? Am avut întotdeauna, de fapt, prieteni, respect absolut pentru idei revoluționare, pentru opinii împărtășite în mod politicos. Nu am nici cea mai mică prejudecată împotriva celor care doresc să împărtășească un punct de vedere religios, reprezentant ca o premieră, ca o noutate, dacă vreți. Dragii mei prieteni, frumos și chiar ideal ar fi ca, în cadrul unei cercetări a Cuvântului Dumnezeu, întotdeauna să păstrăm o ambianță de studiu care arată caracter din partea celor care studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Această ambianță de studiu ar fi sau poate fi păstrată în contextul sau în condiția a cel puțin 4 factori care trebuie să fie prezenți la masa de studiu. Modestia, onestitatea, calmul și respectul. De ce toate aceste 4? Modestie, umilință, onestitate, calm și respect? Modestia este necesară, este chiar primordială. Chiar din momentul în care sunt provocat sau ispitit, dacă vreți, să mă îngânf și să spun, a, știu, cu cât studiem mai mult, cu atât ne simțim mai mici, în special când stăm în fața nemărginirii universului și a măreției adevărului lui Dumnezeu. 2. Pe lângă modestie, avem nevoie de onestitate, transparență. Aceasta dovedește disponibilitatea mea sinceră de a da credit unui argument sau unei idei pe care până acum mi-a fost necunoscută, indiferent de riscuri și de implicații, ajungând chiar până la a renunța sau chiar la revocarea poziției mele pe care din punct de vedere istoric am avut-o în timpul anterior. Calmul este necesar pentru a ține sub control emoțiile care de cele mai multe ori sunt de natură volatilă. Avem nevoie de calm ca acest studiu al Cuvântului Dumnezeu să nu fie derapat, să nu fie catapultat de puternice resentimente care sunt tot emoții. Respectul este necesar pentru a aduce aminte celui care studiază, mie în primul rând, să ne aducă nouă aminte că drepturile pe care le pretindem pentru noi înșine sunt permise și altora. Întorcându-mă la declarațiile pe care le făcea doamna în pledoaria teologică cu privire la sabat, lună nouă, calendare, zodiace și așa mai departe, am reperat câteva declarații care mi s-au părut destul de interesante și care cred că ar trebui verificate cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, sincer, mintea mea a fost afectată și sufletul meu m-a tulburat. Prima declarație care a fost în debut din partea acestui mesaj era: voi nu realizați că ăștia au creat un calendar matematic în care să se țină cont de soare și fără să se țină cont de lună. Această declarație mi se pare ușor în afara realității istorice, pentru că de la Babilon, călătorind până Medo-Persia, Grecia, Egiptul de asemenea, Roma păgână și apoi Roma papală. Această imagine pe care o aveți în față este simbolul soarelui și a lunii purtat pe pieptul acestei doamne care face un pelerinaj, o procesiune de ritual, nu, roman, și care, mă rog, scoate în evidență faptul că până în zilele noastre, în religiile nebiblice, relația între soare și lună a produs întotdeauna copilul acela care s-a născut din relația de dragoste între soare și lună, care nu era altceva decât reîncarnarea zeului soare. Religiile sunt bazate sau fondate pe astfel de simbioze între soare și lună, care produc într-adevăr copilul superzeu, așa că ideea că voi nu realizați că aceștia au creat un calendar matematic în care să se țină cont de soare fără să se țină cont de lună,
lună, mi se pare ușor neavizat și în afara spectrului istoric. Mai există o declarație pe care dumneavoastră a făcut-o, care era ziua pregătirii și ziua sabatului, pentru că nicăieri în Biblie nu scrie cum trebuie să scrie. Au fost făcute greșeli de traducere doar pentru a ne duce în eroare. Aceasta este o declarație fină în care se transmite neîncredere sau se insinuează, se sugerează neîncredere în cuvântul lui Dumnezeu. Nu contest că Vulgata, mă rog, scrierea sau traducerea în ghilimele spusă a lui Jerome, n-ar fi fost o carte despre care Luther spunea este o carte a minciunii și atunci Luther a tradus Biblia în limba germană după originalul evreiesc și grecesc. De asemenea, nu contest că nu au existat și anumite erori de traducere cu intenție sau datorită lipsei de cunoștință a limbilor din care se traducea materialul original. Dar ca să faci o declarație cu caracter general că nicăieri nu se poate avea încredere în Biblie pentru că au fost făcute greșeli de traducere pentru a ne induce în eroare. Bun, atunci a sugerat o scriptură în care se poate avea încredere. Nu ne lăsați așa în limbo, în suspans, nu? O altă declarație pe care dumneavoastră o făcea este: toți mâncați și sufletul, deci toți aveți aceleași paragrafe reținute, nu gândiți cu propriul cap, nici dacă vă plătește unul cu bani de aur. Ultima declarație din acest videoclip, care chiar m-a dat peste cap, a fost, citez: vezi că ecumenismul include ținerea vinerii, sâmbătă și duminică. O să vă pice în freze, din nou expresia, cum se zice pe aici, pe meleagul acestea necreștine, vineri, sâmbătă, duminică, vor fi zile pe care ecumenismul le va adopta pentru repaus. De ce? Pentru că pe dușmanul sufletelor, puncte, puncte, pe care dintre acestea trei le ții? Pentru că nici una nu este sabatul Domnului. Să nu ziceți că nu v-am spus. Există un risc pe care oamenii și-l iau atunci când oferă superioritate unui produs creat de Dumnezeu, cum este luna, detrimental producătorului. În Iov, capitolul 31, versetul 26 la 28, ni se reiterează acest risc. L-am mai amintit versetul ăsta sau versetele acestea în alte studii. Dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață, și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la gură, și aceasta este o fără de lege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. De ce spune textul? Că închinarea la soare, închinarea la lună, practic este o fără de lege care trebuie pedepsită și care concluzionează că ne-am fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. A izgonit pe preoții idolilor puși de împărații lui Iuda să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor. A existat întotdeauna, prieteni, pericolul amalgamării adevărului cu obiceiurile și practicile păgâne. Referitor la declarația pe care dumneavoastră o spunea, dacă nu ții sabatul după calendarul lunar, pentru că în funcție de lună știi când este sabatul Domnului. Sincer, ceea ce am observat de-a lungul Scripturii este că Dumnezeu este consecvent cu El însuși. Iisus este același ieri, astăzi și în veci, spune Cartea Evreilor, capitolul 13, versetul 8. În Maleah, capitolul 3, versetul 6, mi se spune că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Dumnezeu este ordonat și consecvent în toată creațiunea lui, dragii mei. El nu spune, vedeți că sabatul este acum, săptămâna asta va fi marți, iar săptămâna viitoare va fi luni. Cum adică să ții sabatul în funcție de lună? Nu înțeleg. Oare să fi sfințit Dumnezeu ziua de odihnă ca apoi să o căutăm cu lumânarea? Sub clar de lună? A binecuvântat Dumnezeu ziua șaptea ca mai apoi El să ne lase să ne chinuim ca să o căutăm în ceață? Să ne fi împins Dumnezeu în derizoriu ca să rămânem într-o permanentă confuzie ca mai apoi tot El, Dumnezeu, să ne acuze că nu respectăm porunca pe cât de clară, pe atât de bine ascunsă,
tot de creator, să fie Dumnezeu atât de lipsit de empatie, încât să ne chinuie turnând peste noi cu porunci pe care să nu le putem respecta, pentru că nu le putem găsi justificarea, care le este explicația și relevanța în societate? Să fie Dumnezeu ca în filmul de gen Manhunt, unde ți arată drumul ca apoi să te vâneze și să te prindă din urmă? Să fie Dumnezeu așa de crud încât după ce dă o poruncă să abandoneze planeta, permițând oamenilor să pervertească Biblia cu scopul de a înșela pe toți, fără ca Dumnezeu să intervină, să corupă Dumnezeu anii și lunile și zilele ca mai apoi să ne facă praf și pulbere la ziua judecății pentru că n-am avut aceeași viteză de reacție, de înțelegere ca și El? Un Dumnezeu care a creat lumea atât de frumoasă ca mai apoi să lase îmbălării și burieni teologice pierduți în calendare de gen Grigore, Iulian și frământări sociale fără sfârșit, căutând în permanență un sabat pierdut, ascuns și acoperit de ploaie, stele, furtuni, supus în umilință la picioarele lunii? Să meargă Dumnezeu atât de departe încât să dea cuvântul scris ca mai apoi tot El să permită piraților intelectuali să pervertească acest cuvânt prin traduceri greșite pentru a pierde pe oameni în mod intenționat? A permis Dumnezeu toate aceste lucruri fără ca să ne lase o cale de ieșire din întunericul spiritual care înconjoară lumea de ieri, de azi și de mâine? Ce fel de Dumnezeu avem în minte, prieteni? Ce fel de Dumnezeu promovăm? Ce fel de Dumnezeu, la ce fel de Dumnezeu ne închinăm noi? Să știe toată lumea că o eroare de imagine cu privire la caracterul Dumnezeu va produce o eroare de imagine în caracterul nostru. Este extrem de important să înțelegem acest fapt. Contemplând și privind în permanență la un caracter strâmb, vom forma sau genera, dacă vreți, trăsături de caracter la fel de strâmbe în concordanță cu icoana sau cu imaginea vividă la care privim în permanență. Adică, mai pe șleau, caracterul așa zisului Dumnezeu este reflecția propriului meu caracter. Dacă suntem atenți, în cele mai multe instanțe, oamenii îl descriu pe Dumnezeu după cum sunt ei, după reflecția propriului lor caracter. Eu cred că Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu al iubirii pentru oamenii căzuți în păcat. Da, Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii ordonate. Iubirea lui Dumnezeu este coerentă și bine organizată. În lume sunt diferite națiuni și diferite culturi. Înțeleg toate acestea. În unele zone, vocabularul este de 7.000 de cuvinte. De-abia se poate adapta Noul Testament, care are peste 500.000 de cuvinte în greacă veche, la un vocabular de 8.000 de cuvinte, cum au ăștia din Papua New Guinea. Dacă îi mai pui să citească și în lună și în stele și să știe care este calendarul lui Grigore, ei cam pierdut pe toți. Să nu fi creat Dumnezeu nicio altă metodă mai simplă pentru a ști când este ziua de odihnă, sabatul Domnului, decât aceea de a te uita la lună să spună când e sabatul și când nu? În furtuna numită Eurachilon, furtuna care surprinsese pe Pavel în drumul către Roma, se spune că cerul fusese acoperit și soarele și stele nu s-au mai văzut de mai multe zile. Probabil că nici luna, nu? Dacă n-ai putut să vezi nici soare, nici stele, probabil că nici luna nu s-a mai văzut. Și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierduse orice o nădejde de scăpare, spune Fapte 27:20. Acum vă întreb pe dumneavoastră, ce facem în circumstanțe de genul ăsta? Am fost în Seattle, statul Washington. Acolo când se apucă la ploaie, nu vezi nici soare, nici stele, nici lună, 3 săptămâni la rând. Când plouă, mocănește, așa cum spunem noi în limba română, și atunci mă întreb și eu, cum faci să ții sabatul după mofturile lunii? Am fost în Siberia, la 3 ore de la Polul Nord. Am petrecut weekendul acolo și am dormit cu pătura în geam, că era tot ziua. Nu vedeai luna jumătate de an și ți-ar fi fost imposibil să încerci să definești sabatul zilea 7-a dacă nu vezi luna după cer, după criteriile calendaristice prezentate de noua teologie. Dar slavă lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos că prin actul creațiunii ei au păstrat ceva frumos în arsenal, ușor de urmat și aplicabil pentru toată lumea. Avem ciclul săptămânal, dragii mei prieteni, la îndemână, ca să putem repera sabatul în mod clar. Luna are altă misiune. Mă voi ocupa de această misiune a lunii spre finalul subiectului. Misionarii care iubesc pe Domnul Iisus, în circumstanțe în care ai de-a face cu triburi care nu știu să socotească nici 1 plus 1,
au săpat 7 gropi și au pus o piatră în prima groapă și le-a explicat canibalilor că la apusul soarelui trebuie să ia piatra din groapa asta și să o pună în groapa cealaltă. Când ajunge la ultima, ei știu că deja este ziua de pregătire. Când iau piatra din penultima groapă și o pun în ultima, este de fapt ziua a șaptea sau sabatului Dumnezeu. Când ajungeau la penultima groapă a șasea, ei nu știau să numere, începea ziua sabatului. Atunci se opreau de la lucru și aveau o sărbătoare de bucurie și o adunare sfântă în numele Domnului Hristos. Vedeți dumneavoastră, dragii mei prieteni, metoda lui Dumnezeu de educație este și simplă și înțeleaptă pentru orice cetățean. Metoda lui Dumnezeu de la Geneza la Apocalipsa este simplă. 6 plus 1. Adică 6 zile să lucrezi, ziua șaptea să te odihnești. Ce putem observa încă de la începutul Genezei, timpul merge ca un ceasornic cu o exactitate absolută, fără pierderi de timp. Am înțeles că oamenii s-au încurcat în ani, oamenii au schimbat luni și zile, etc. Dar mi se pare foarte interesant că nimeni nu vorbește de ciclul săptămânal 6 plus 1. Prima limită a ciclului săptămânal a fost apusul de soare. Prima frontieră a fost ziua de la apus la apus, adică un ciclu de 24 de ore. Acest ciclu de 24 de ore, care este definit ca fiind ziua, nu? Este practic unanim recunoscut peste tot în lume. Și chinezii, și pakistanezii, și creștinii, și necreștinii, și ateii, toți unanim recunosc ciclul unei zile de 24 de ore. Nu există un motor între pistoane, o țară să creadă că ziua are 23 de ore, iar altă țară să spună nu, are doar 12 ore, ca așa vreau eu. Nu, la unison, toate națiunile lumii recunosc ciclul zilnic și ciclul săptămânal creat de Dumnezeu. Acum, sigur că unii țin ziua de la apus la apus, alții o țin de la 12 noaptea la 12 noaptea, dar ceea ce este interesant este că ideea în sine rămâne. 24 de ore. Ce s-a întâmplat în istorie cu mutarea hotarului sau vremilor și legii, vezi Daniel capitolul 7, versetul 24 și 25, nu? Unde anticristul are putere să mute hotarul de la apusul soarelui la miezul nopții. În realitate, totuși, și el, anticristul, trebuie să meargă pe baza rigurozității celor 24 de ore ca să definească o zi. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să se despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Dragii mei prieteni, aici este foarte interesantă această remarcă. Și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a și fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul și să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Dacă ne oprim aici cu cititul, ignorând contextul general, prieteni, putem să le dăm dreptate babilonienilor, egiptenilor, grecilor, romanilor, etc., că ei și-au format calendare exact după ceea ce Dumnezeu a declarat în Geneza. Să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Acum, întrebare pentru mine și pentru noi toți. De ce i-ar acuza Dumnezeu pe babilonieni, egipteni, romani și așa mai departe? Că citesc în stele și în lună și în stoare, măsurând timpul după toată oastea cerului, făcând calendare după lună, stoare și stele, dacă tocmai Dumnezeu este acela care a ordonat această creațiune. Pun și o întrebare.
Dumnezeu a spus să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care arată vremurile, zilele și anii. Babilonienii, egiptenii, grecii, romanii au executat și ascultat imediat. S-au apucat intelectualii acestor civilizații să formeze calendare sau mai bine zis să măsoare timpul după aceste calendare, urmărind mișcarea acestor luminători. Treptat, acest mod de măsurare a timpului a devenit, prieteni, un ritual și mai târziu slujitorii aceștia, cum ar fi soarele, luna și stelele, au devenit subiecți ai închinării, exact ce Dumnezeu le spusese să nu facă. De ce au ajuns aici? Pentru că nu au citit mai departe în Scriptură. Acești luminători au fost făcuți în ziua a patra, ei sunt parte din creație. Sabatul este desăvârșirea creației, ziua șaptea este încoronarea creației și de aceea este superioară ciclului lunii, soarelui, stelelor și așa mai departe. Timpul este definit, prieten, de cineva și nu de ceva. Dumnezeu definește timpul. Fără Dumnezeu timpul nu există. Fără Dumnezeu timpul este doar o noțiune abstractă. Prieten, interesant de observat că lumina a început să existe prin autoritatea cuvântului său. Să fie lumină, a zis el. Și a fost. Lumina nu depindea de soare, precum nici timpul nu depinde de lună. Deci sabatul este superior și independent de mofturile lunii. Ciclul săptămânal este ceasornicul pământului, prietenii. Al doilea ciclu este format din celebra formulă 6 plus 1. 6 zile să lucrezi și a șaptea să te odihnești. O formulă care nu te lasă să greșești și care este de o așa ordine că nu poate fi demolată de nici o modificare a lunilor sau anilor. Ciclul săptămânal a rămas, prieteni, neatins în calendarul lui Dumnezeu de la Geneza la Apocalipsa. Pe exemplu, sabatul pe care îl simt frații noștri astăzi, frații noștri evrei, este sau coincide cu acela sabat pe care îl are întreaga lume. Spre exemplu, Israel, în Israel, nu, am înțeles că calendarul sau anul începe în luna lui Nisan, aprilie. În lumea occidentală, anul începe în ianuarie, 31. La chinezii începe în 10 februarie 2024. Dar dincolo de aceste repere lunare, că e calendarul lui Grigore, că este calendarul evreiesc, chilenzesc sau așa mai departe, este miraculos să vezi că miercuri la Tel Aviv este miercuri la Roma, este miercuri la Beijing, este miercuri la Washington, este miercuri la New Delhi și e miercuri și la București. Asta înseamnă că ciclul săptămânal este același peste tot și nu este afectat de aceste diferite calendare au anumite frământări în ceea ce privește data de plecare sau startul acestor ani. Când este sâmbătă în Israel, este sâmbătă și la București. Este sâmbătă la Washington, este sâmbătă în Japonia și este sâmbătă și la Beijing. Când este duminică în Japonia, este duminică și la Roma sau în Afganistan. Observați dumneavoastră că ciclul săptămânal nu este afectat. Deci chiar dacă oamenii au repere lunare, totuși ciclul săptămânal este același, neatins și vom vedea și de ce. În Geneza ni se spune ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse. Deci ciclul săptămânal este regulat de matematica lui Dumnezeu și nu de lună. Luna are și ea rostul ei, sigur că da. Mă voi ocupa de acest aspect spre finalul prezentării și vom lămuri împreună care este rostul lunii în conceptul calendarului lui Dumnezeu, care și ea un rost. Are! Dacă ne uităm la graficul acesta din imagine, este un grafic regulat de formula 6 plus 1 egal 7. Nu există posibilitatea de a greși dacă ne raportăm la momentul 0 al începutului acestui ciclu săptămânal. Deci consecvența, cadența de tip defilare, vă mai aduceți aminte în armată cei care au trecut pe acolo sau pe la pușcărie? Nu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Încep mereu din același punct în cazul săptămânii. Domnul Iisus spune 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pregătire. 7. Pe loc repaus. Și după aia încep din nou. În contextul acesta, dacă există un start corect, nu există posibilitatea să călcăm în străchini. Azi, sabatul pică joi,
Săptămâna viitoare pică marți. Ritmul, muzica, viteza, toate sunt în cadență în creația lui Dumnezeu. 6 plus 1 nu este un ciclu decentrat ca sunetul unui motor în 3 pistoane, ci este un sunet perfect, armonios. Sunt mecanici care, știți dumneavoastră, au o ureche muzicală atât de fină încât simt când există o bătaie la motor. Sabatul este rezultatul măsurii perfecte a lui Dumnezeu. Ce spune cel mai tradus autor de carte din toată lumea după Scriptură? În zilele creației sale și a creierii zilei de odihnă, Dumnezeu cel Atotputernic a finalizat durata exactă a primului ciclu săptămânal, ca un model pentru săptămânile care aveau să urmeze în succesiune. Adică exact aceeași comandă care vă spuneam eu ca la armată. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Atenție, ziua de pregătire, 7, pe loc repaus. Asta înseamnă succesiune. Ca model pentru săptămânile care aveau să urmeze în succesiune până la încheierea timpului. Daruri spirituale, volumul 3, pagina 90. O altă declarație similară și în legătură cu aceasta este următoarea. Ciclul săptămânal de 7 zile. 6 zile de lucru și ziua 7-a pentru odihnă, care au fost păstrate și purtate prin întreaga istorie biblică și au avut originea în marile dovezi ale primelor 7 zile ale creației. Adică startul contează. Dumnezeu nu invită pe oameni să practice o religie a haosului. Iubirea lui Dumnezeu este organizată, iubirea și dragostea lui Dumnezeu este o dragoste ordonată. Așa că noi, prieteni, n-avem nicio șansă să ne abatem de pe cale dacă urmăm sfatul Domnului Iisus Hristos. Deci știu că există argumente de genul s-a pierdut sabatul, nu mai știm care e adevărata zi de odihnă, am făcut noi toate bune, acum avem noi săptămână care e recunoscută global și așa mai departe. În Egipt, poporul lui Dumnezeu n-a mai ținut sabatul. 400 de ani, probabil că a uitat pe ziua 7-a. Este adevărat că poporul evreu a fost sclav în Egipt pentru 400 de ani, mai mult sau mai puțin. Dar asta nu înseamnă că nu știau când vine sabatul. Asta nu înseamnă că poporul evreu nu vedea apusul soarelui când ei încă mai făceau cărămizi în noroi. Cred că, în realitate, dragii mei prieteni, tendința omului este să fie mai credincios atunci când este persecutat decât atunci când este liber. Deși 400 de ani nu au ținut sabatul, credeți-mă, în mizerie, în mocirlă, în sclavie, își doreau mai mult ca niciodată să țină sabatul. Aveam puțin peste 18 ani când într-o seară de raport militar eram toți încolonați la ora 8 seara, se făcea apelul, numărătoarea, eram tuns la zero, cum se zice, mă uitam la cer și vedeam stelele. Dincolo de zidul acela de sârmă impunător, știți ce mi-a venit atunci în minte? Ah, dacă aș mai fi odată în libertate, Doamne, cum aș aprecia valoarea fiecarei secunde? Mă uitam în trecutul vieții mele și îmi dădeam seama câte secunde, câte ore, câte zile le-am petrecut sau le-am risipit în mod neglijent, neînțelept. Iată acum, într-o situații în care libertățile mi-au fost îngrădite în mod sever, îmi doream într-adevăr să mă mai duc înapoi în timp și să pot să păstrez în inima mea și să valorific acele crâmpeie de timp pe care le irosisem atunci, pe vremuri. Dar timpul nu mai poate fi recuperat, cel din trecut, din toate darurile și din toate bucuriile pe care Dumnezeu ni le oferă. Singurul dar irreversibil de nerecuperat este timpul. Apostolul Pavel spune, răscumpărați vremea că zilele sunt grele, e adevărat. Și atunci mi-am promis, cât de mult aș aprecia timpul. Ce vreau să scot în evidență în această experiență, prieteni, este faptul că atunci când nu ai libertate, apreciezi libertatea. Atunci când nu ai pe Dumnezeu, pentru că ți l-au răpit ei, îl apreciez pe Dumnezeu. Atunci când nu ai cuvântul lui Dumnezeu, apreciez cuvântul lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și cu poporul acesta. Cred că Dumnezeu a fost mai dorit de popor în timpul sclaviei decât în libertate.
În vremea marilor profeți, într-un timp de mare prosperitate națională, se vedea foarte tare un fel de relaxare în ceea ce privește respectarea sabatului. Mai vindeau ceva la piață în timp ce soarele apunea, mai negociau cu cât vor vinde capra în timpul sabatului și câte și câte alte evenimente care constituiau o violare a legii lui Dumnezeu. Dar în Egipt, sau mai târziu în Babilon, situația se schimba. Poporul lui Dumnezeu, în timpul persecuției, acest popor al Dumnezeu s-a dovedit a fi mai credincios decât în anii de libertate și prosperitate. Vă mai aduceți aminte de vremurile întunecate ale comunismului? Sabatul era mai apreciat și mai respectat decât în zilele noastre. Atunci cărțile care erau interzise aveau foi îngălbenite de vreme și scorojite de timp, aveau un miros de stătut, prieteni, de aer închis, și totuși erau citite cu lacrimi în ochi. Lecțiunile le scriam la mașina aia veche, vă aduceți aminte, de 10-12 kg, renumitele Zinger. Dacă ați prins vremea aceea, puneai câte 5 pagini la Indigo, băteam și traduceam lecțiunile cu pătura în geam toată noaptea. Astăzi, câți mai citesc lecțiunile când merg la biserică? Spuneți-mi sincer. Deci a spune că sabatul a fost uitat în cei 400 de ani, că vezi, Măre Doamne, sclavia, și s-a uitat sabatul și de aceea nu s-a mai știut pe unde e sabatul și că trebuie să îl mai căutăm găsindu-l pierdut printre inconsecvențe și gafe calendaristice, cred că este o misconcepție și o derapare severă de la realitate. Atunci sabatul a fost mai apreciat, atunci a fost cântarea mai cu suflet, atunci a fost lecțiunea mai citită, atunci a fost cuvântul lui Dumnezeu mai de dorit. Cum să cântăm noi cântările Sionului pe un pământ străin, replicau poporul, nu? Deci nu refuzau să le cânte cântările pentru că nu le mai țineau minte, ci pentru că recunoșteau că nu și-au rostul în circumstanțele date. Acele cântări ale Sionului se cântau într-un anumit context care lipsea atâta vreme cât poporul era în sclavie. Cântările Sionului vorbeau de marile intervenții ale lui Dumnezeu în viața acestui popor. Ele trebuiau cântate în libertate și nu în robie. De aceea, Dumnezeul acestor cântări aparent tăcea în timpul acestei robii. Dumnezeu a fost întotdeauna veghetor asupra poporului să-i reamintească care este cu precizie ziua sabatului. Nu s-a mers haotic, nici nu s-a mers bâșbâind, ci la sigur, călăuziți de un Dumnezeu care nu are nevoie să-și amintească care este ziua sabatului, pentru că El nu uită niciodată. Textul spune clar, Dumnezeul cel atotputernic a finalizat durata exactă a primului ciclu săptămânal ca un model pentru săptămânile care aveau să urmeze în succesiune până la încheierea timpului. Ce vreți mai mult, prieteni? Observați, cuvântul cheie este succesiune. Deci observați, sabatul nu se ținea pe sărite, așa cum spune textul, ci a fost într-o succesiune precisă, nu la plezneală, cum zic unii în jargon de mahala. Ciclul săptămânal, 6 zile să lucrezi și a 7-a să te odihnești, era infinit mult mai precis chiar decât un ceas elvețian. Și mai important este că ciclul săptămânal de 7 zile, 6 zile de lucru și a 7-a de odihnă, a fost păstrat, acest ciclu a fost păstrat și purtat prin întreaga istorie biblică și a avut originea în marile dovezi ale primelor 7 zile. Dacă traversăm puțin de la momentul robiei egiptene, dovada biblică că Dumnezeu știa care este sabatul, oamenii știau care este sabatul, Moise știa care este sabatul, că nu se pierduse, este scos în evidență de următorul text. Și Moise le-a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de piert și păstrați până a doua zi dimineață tot ce va rămâne. Au lăsat-o până a doua zi dimineață, cum porocise Moise, și nu s-a împuțit și n-a făcut vierb, se referea la mană. Moise a zis, mâncați-o astăzi, căci astăzi este sabatul. Ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe câmp, veți strânge timp de 6 zile, dar în ziua 7-a, care este sabatul, nu va fi. Deci observați, dragii mei prieteni, că Moise știa, poporul știa,
care este ziua a șaptea, minunea cu mana, că vinerea puteai să iei cantitate dublă fără ca să se strice, dovedea faptul că Dumnezeu dorea să învețe pe popor o lecție extrem de frumoasă, extrem de prețioasă și de valoroasă. Vinerea se putea aduna două cantități de mană, pentru că sâmbăta mana nu cădea din ceruri, pentru că fabrica lui Dumnezeu de făcut mană în ceruri se oprea, iar îngerii care erau brutarii acelei fabrici de făcut mană mergeau și ei la închinare cu poporul lui Dumnezeu pe pământ și în cer, pe unde mai se găsea, nu? Revenind la expresia adu-ți aminte, această expresie apare în Scriptură de vreo 55 de ori, prieteni. Dar primele două referințe sunt extrem de importante pentru că ele conturează timpul de robie egipteană de aproape 400 de ani. Expresia adu-ți aminte apare la început, înainte de robia egipteană, și mai apare a doua oară după robia egipteană. Înainte de robia egipteană, expresia este folosită de Iosif, nu? Era în închisoare, săracul, nedreptățit, pe nedrept, acuzat, băgat acolo în pușcărie, îi spune paharnicului, adu-ți aminte de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătatea față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Dragii mei prieteni, aceasta este declarația pe care o făcea Iosif pentru prima oară în Biblie, adu-ți aminte. Și a doua oară după Iosif era declarația adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Din Exodul capitolul 20, versetul 8. Robia egipteană a început cu un adu-ți aminte și s-a sfârșit cu un adu-ți aminte. Istoria lumii a început cu un adu-ți aminte și se va termina cu un adu-ți aminte. Istoria adventă a început cu un adu-ți aminte și se va termina cu un adu-ți aminte. După Egipt a existat robia babiloniană. Acolo evreii s-au obișnuit cu autobenzi de Germania, unele fără limită de viteză, dar în momentul în care Dumnezeu le-a spus gata cu robia, mergeți la voi acasă, poporul n-a mai vrut să plece, că generațiile care se născuseră acolo nu doreau să meargă înapoi la dărâmăturile Ierusalimului. De aceea, prieten, Cartea Esterei este un accident. Această carte există datorită refuzului de a pleca acasă. Poporul a refuzat să plece din Babilon și de aceea avem de a face cu o carte care se cheamă Cartea Esterei. Dar chiar și acolo era un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor, spunea Haman, vă aduceți aminte, care nu ține cont de legile împăratului. Atât în robia egipteană, cât și în robia babiloniană, urmată natural de medo-persan, poporul lui Dumnezeu ținea sabatul și cele 10 porunci în deplină cunoștință de cauză. Poporul nu naviga în apă pe tulburi, așa cum obișnuiau națiunile înconjurătoare, prieteni. Dumnezeu însuși a măsurat dimensiunea primei săptămâni ca model pentru săptămânile care aveau să urmeze în mod succesiv până la încheierea timpului. În timpul Domnului Iisus Hristos avem aceeași obicei constant. Luca 4:16 ne spune, Mântuitorul însuși, creatorul acestui 6 plus 1, acestei formule matematice perfecte, a venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, Domnul Hristos, consistent cu propria-i creațiune, în ziua sa șaptea a intrat, s-a dus la biserică, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Deci se cunoștea ziua pregătirii, se cunoștea ziua sabatului. Femeile care venise cu Iisus din Galia au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și apoi s-au dus, s-au pregătit miresme și miruri, iar apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Cele 10 porunci. Se știa când este sabatul și nimeni nu ghicea. La fel și apostolul Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci, fapte 18:4. Când a ieșit afară, neamurile l-au rugat să vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri, fapte 13:42. În sabatul viitor aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul Dumnezeu, fapte 13:44. Deci, iată, se vede un ciclu săptămânal foarte bine conturat și nu arată că sabatul era marți, săptămâna viitoare, iar cealaltă săptămână avea să fie joi.
Sabatul cădea sigur în aceea zi, în fiecare săptămână, prieteni. De la Geneza până la Apocalipsa, avem o coerență a sabatului și o coerență a anilor lunari. Aceste două noțiuni nu se ceartă între ele. Sabatul este măsura timpului pentru închinare, în timp ce luna este măsura timpului pentru consumul din fructele pomului vieții. Sabatul și luna nouă nu se ceartă între ele, ci se respectă reciproc. Așa că cei care au tendința să se remarce prin declarații picante trebuie să învețe să placeze în context cele două noțiuni și, în loc să speculeze ignoranța oamenilor, să submineze în mod rafinat intriga artificial creată împotriva sabatului, mai bine ar face să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu cu multă rugăciune și cercetare de sine de asemenea. Deci, care este rolul lunii în Scriptură? Luna devine proeminentă în trei locuri în Scriptură. Geneza, Apocalipsa și între Geneza și Apocalipsa este Marele Isaia. În Geneza, textul este cunoscut deja, l-am citat de mai multe ori pe parcursul acestui studiu, să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să se despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Asta era scris în cartea Genezei. Acum, ce este scris în cartea Apocalipsei, capitolul 22, versetul 22? În mijlocul pieții cetății, pe cele două maluri ale râului, era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Dragii mei prieteni, anul are 12 luni. Ierusalimul, cetatea cerească, are 12 porți. Domnul Hristos a avut 12 ucenici. Pomul vieții are 12 feluri de fructe, un rod pe lună. Totul este minunat. Deci, ce minunat este, dragii mei prieteni, că Isaia are înțelepciunea de a reconcilia rațiunea pentru care există o lună nouă și rațiunea pentru care va exista un sabat. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Și aici sunt două elemente care merită punctate. Mergem în fiecare sabat înaintea lui Dumnezeu ca să-L recunoaștem ca și creator al nostru, sursa bucuriei, sursa vieții, sursa existenței noastre. Respectarea lunii noi, când ne ducem să mâncăm de pomul vieții și ne dă Domnul Iisus câte un fruct, o dată pe lună, de 12 ori, zice că va rodi, așa spune Apocalipsa 22, înseamnă că noi îl recunoaștem pe Dumnezeu, nu numai ca și creator al nostru, dar și pe Cel care ne menține viața, ne extinde viața în mod perpetu. Oamenii nu sunt nemuritori, numai Dumnezeu este nemuritor. Noi oamenii vom primi din fructul pomului vieții o dată pe lună, la lună nouă, cum se zice, și atunci va fi o sărbătoare, pentru că noi îl recunoaștem pe Dumnezeu că mai trăim. Trăim veșnic atâta vreme cât noi mâncăm din pomul vieții. Deci, pe de-o parte, sabatul ne face pe noi oamenii să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca și creator, iar mâncând din pomul vieții de 12 ori pe an, o dată la lună nouă, ne face să recunoaștem pe Dumnezeu ca Cel care perpetuează viața noi, ne păstrează viața și ne o duce până în veșnicie. Aceste două noțiuni, sabatul și luna nouă, au meniri speciale, nu se ceartă între ele, nu una este subordonată celelalte, așa cum această nouă teză a se vrea a se vinde pe piață. Știți, concluzionez cu o declarație care mi se pare destul de interesantă, găsită tot în cel mai tradus autor de carte din istoria lumii. Pentru a merge pe calea ce duce la pierzare, nu e nevoie să cauți drumul, fiindcă poarta este largă și calea este lată, așa că pașii se îndreaptă fără multă greutate spre cărarea care se termină cu moartea. Cred cu sinceritate, dragii mei prieteni, că cei care aplaudă răul sunt mai vinovați decât cei ce fac răul. Trebuie să mergi cu cei puțini, spune Pana Inspirată, deoarece mulțimea va alege calea care duce în jos. Prieteni, niciodată noțiunea de mâine n-a fost atât de aproape ca ziua de astăzi. Niciodată n-a fost Dumnezeu mai clar și mai explicit și mai distinct în ceea ce ne cere nouă ca popor al Său. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în această seară și să ne călăuzească prin mila și harul Său. Amin.